De când am început să lucrez intens la calculator, făcând cumva un schimb de domeniu, am schimbat cumva domeniul profesional, în domeniul în care lucrez în acest moment, utilizez foarte mult calculatorul și o grămadă de modele, studie zilnic, ochii mi se apropie pentru că ploapele mi se apropie încercând să focalizez, pentru că sunt o grămadă de date pe care trebuie să le văd și să le studiez foarte bine și să le văd clar în primul și în primul rând. Așa că am nevoie de ochelari, pe de o parte cu protecție de ecran de calculator, pe de altă parte ochelari de distanță, dar și de apropiere. Da, deci două perechi de ochelari, pentru că, mă rog, asta este situația. Dar există totuși niște lucruri pe care trebuie să le facem chiar dacă purtăm ochelari și dacă avem un job în care nu avem ce să facem, trebuie să stăm cu ochii în calculator. Sunt câteva obiceiuri pe care trebuie să le avem la serviciu. Din când în când să ridicăm privirea și să focusăm undeva în depărtare. Da? Deci noi avem în față ecranul calculatorului undeva la 20, 30, 40 de centimetri distanță de ochi și să luăm aceste pauze regulate de la folosirea dispozitivelor electronice și să privim la o distanță de 10 metri minimum, da? Sau chiar mai mult, cumva în zare. Ideal este să ieși din birou. Pentru mine este posibil, pentru cei care lucrează însă în acele clădiri foarte înalte și mai ales dacă sunt la nivel superior, este mai greu să cobori de la etajul 10 până la parter ca să poți să ieși și să privești în zare. Eventual un balcon te ajută dacă îl ai și pe acela. Dar în general ni se recomandă să facem un repaus din acesta al privirii. Este de asemenea recomandat să privim în lateral, pentru că ochii noștri sunt cumva obișnuiți să privească mai mult în față la laptop. Să încercăm să clipim mai des, da? Deci acestea ar fi cele mai simple lucruri pe care trebuie să le facem pentru a ne odihni puțin privirea după, să spunem, o oră de stat cu ochii numai în calculator sau în telefon sau în tabletă sau în laptop. Cred că lucrurile astea sunt foarte importante și simți, pur și simplu, simți cum se relaxează ochii făcând aceste exerciții. Pe de o parte, pe de altă parte, un alt avantaj e al ieșitului, spre exemplu, în afara clădirii, într-un spațiu în aer liber, este faptul că ți se oxigenează creierul, da, și te poți concentra mult mai bine și starea ți se îmbunătățește. Eu obișnuiesc vara, mai cu seamă, să ies și să mă plimb puțin în mijlocul zilei, când reușesc să mai iau o pauză. Cred că este important să ținem cont de lucrurile astea, cred că este important cumva și un obicei, a ne face un obicei din asta, a ne organiza cumva programul în așa fel încât să ținem cont și de aceste scurte momente de relaxare. Poate nu reușim să le avem din oră în oră, adică vă dați seama într-un program de 8 ore să ieși sau să te relaxezi 5-10 minute de 8 ori, da, 5-10 minute la fiecare oră, poate să fie mai dificil. Dar cred că ne ajută cumva în a crește eficiența, în a crește productivitatea muncii noastre. Să ne revedem cu bine mâine dimineață, dragi prieteni, și să aveți o zi minunată!